Bună ziua, prieteni! Numele meu este Daniela Bodruc. Prin intermediul acestui video vreau să vă anunț despre faptul că, începând cu ziua de mâine, marți, 26 martie, voi relansa emisiunea mea în direct cu Daniela Bodruc. Trebuie să recunosc că de ceva timp mă gândesc la revenirea în spațiu public cu atitudinea mea politică față de evenimentele atât din Republica Moldova, România, bineînțeles războiul din Ucraina, precum și evenimente politice din cadrul Uniunii Europene și a Statelor Unite ale Americii, conexe cu evenimentele care ne interesează pe noi. Vreau să vă mai zic că ultima picătură care m-a determinat să fac acest lucru a fost conferința de presă de săptămâna trecută, acum 7 zile, în care președintele Maia Sandu a anunțat despre organizarea totuși a acestui referendum constituțional privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Recunosc că dimineață, când am aflat că va ține o conferință de presă, m-am gândit că o face pentru a spune că renunță la acest referendum și pentru a critica, cel puțin voalat, înțelegând interesul politic legat de partidul PAS, va critica, deci, felul în care are loc privetingul și această reformă a justiției. Era firesc să o facă așa ca președinte, având în vedere scena abominabilă în care doi părinți sunt interogați asemenea unor criminali, doi părinți plecați la munci peste hotare de ani de zile, care și-au câștigat banul prin muncă și care nu au știut nimic în viața aceasta și nu au avut mai mult decât să le săplătească pentru munca pe care o fac. Așa, Maia Sandu continuă să insiste pe o chestiune care nu are niciun reper și nicio miză politică pentru interesul public al cetățenilor Republicii Moldova. Dimpotrivă, o consider o provocare și un interes al părții de stânga din Republica Moldova, al socialiștilor, comuniștilor, al lui Șor, care vor fi susținuți în acest sens de către Kremlin, și este chiar o diversiune rusească. Însă, mai mult la acest subiect și la altele, legate și de războiul din Ucraina, cum vă spuneam, și alte evenimente politice care ne interesează, vă voi spune mâine, dar în cadrul unui format deosebit decât l-am avut anterior. Deci, emisiunea va fi în forma unui podcast pe care îl vom face împreună cu Sergio Mocanu. De aceea vă invit viitori urmăritori să priviți această emisiune, începând cu ora 20:30, mâine, marți, 26 martie. Slava Ucrainei, eroilor, slavă!